Se pare că avem și task în această seară, este vorba de task-ul cunoașterii în cuplu. Concurenții au fost anunțați în plasmă că li se vor adresa 15 întrebări de cunoaștere. Am înțeles că băieții trebuie să aleagă câte o fată, sunt invitați pe rând să spună pe cine au ales și vor fi așezați spate în spate, li se vor adresa 15 întrebări, dacă bine am înțeles, și este vorba despre cunoașterea între parteneri. Acum, având în vedere că avem foarte puține cupluri, nu știu exact cum se vor face alegerile, mai ales că situația nu este foarte bună pentru unii dintre concurenți care nu prea mai sunt în cunoaștere, respectiv Delia Dediș, Albert cu Maria, nu știu iarăși care este situația lor, dar cred că se vor alege. Nu știu, vom vedea. În schimb, l-am văzut când îi spunea Albert Andradei că ea oricum nu va fi aleasă de nimeni, că oricum se supără la task-uri, ceva în genul acesta. Iar pe Iuliana am auzit-o când spunea că premiul este o ieșire de vis, un date de vis în afara casei Mireasa, iar ea spunea așa la Caterin că unde, la o cafenea.